Ce nu-ți place? Bagă și tu mai bine. Amesteci cu mâna. Nu suport să ating carne crudă și ouăle, așa, nu pot. Pune și mâna ce vrei. N-are voie, are interzis la mâncare. Băi, la mâncare mă refeream. Unde ce scrie pe prompter acolo? Ia de mai. Îmi place să mă joc de mult. Dă mai sus. Nu. Mai sus. Mai sus. Adriana, nu te grăbi. Lasă-ne să terminăm mâncarea din gur. Păi de obicei îmi grăbesc. De ce? Că-s mai grăbit. Grăghită de obicei. Știi? Chiar vrea să mă dită, e așa grăbită. Hai să mișcăm. Hai. Jocul se numește Biană. Nici nu vreau să citesc. Biană. Și în română? Nu citesc. Fii sincer. Fericirea sau banii? Fericire eu. Cred că banii te pot face fericit. O oarecare măsură, dar e foarte greu. Sunt două chestii total diferite. Da? Orice ar fi, să fie una în cele. Da, poți să fii snob și să alegi doar bani. Păi da, sunt oameni care sunt fericiți doar pentru că au bani. Da. Păi da, exact. Sau oameni care au bani, dar nu sunt fericiți. Dar sunt oameni care având bani îți deschid viziunea și îți lărgesc. Nu știu să zic despre cuvântul ăsta. Eu cred că fericire, că dacă ai fericire cumva poți... Și o fericire. Mai ales în domeniul care stai noi, poți să faci bani dacă ești fericit. Adică n-ai cum să nu faci, să fii prost bătut în cap să nu faci. Normal, da, ne permitem. Dar prieten fericire. Adevărat sau că prieten bogat? Prieten adevărat. Adevărat. Un date cu crush-ul vostru sau cu o celebritate? Ce te uiți la mine dacă nu înțelegi? M-am uitat la aia. E crush-ul tău? E crush-ul tău? Nu. Bă, eu cred că crush-ul. Sau poți să o îmbin, să fie... Poate crush-ul e o celebritate. Da, crush-ul, cred că e crush-ul, că celebritatea asta e. Eu mă gândeam din punct de vedere logic că logistică. Poți să te vezi cu celebritatea, așa. Dacă este cineva așa. Care nu este accesibil. Așa. Și cu crush-ul poate dă domnul mai aproape, poate dă la un moment dat să... Nu, se leagă la ceva. Crush, la da, crush-ul dacă... se tâmpă, dacă nu bați fierul cât e cald, îl pierzi. Nu, crush-ul sănă că e bine. Te-aș contrazice, te-aș contrazice. Dar dacă aș ști sigur că am de ales, nu mai vând niciodată cu crush-ul, crush-ul. Crash. Adică degeaba ești cu o celebritate dacă nu ești fericit cu persoana. Că zici că mamă, sunt cu o celebritate. Da, mă, tată, era un date. Da, 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 era o bubuială, te duci. Cine ar fi celebritate? Ești romantic? Ești romantic? Ești romantic? Ești romantic? Adriana Rusu. Oh. Și Andra Mihail. Împreună cu Horatiu Cuc. Nu am, nu am, nu am. Cum n-am? Nu am, nu știu, Angelina Jolie. Niciodată nu mi-au plăcut. Niciodată n-am fost atras de celebrități și de femeile din industrie. Uite cu buștie. Eu da, știu. Lasă industrie. Poate nu știu. Nu am. Mi se par că sunt atât de multe femei frumoase care nu sunt cunoscute. Și cu atât de mișto încât nu am. Și cu Tom Hardy, ce să zic. Da, și eu și cu Tom Hardy. Ca Tom Hardy găsește o grămadă în București și în Berceni prinde. Și cu Jason Statham așa și cu Momoa așa și... Nu, cu Momoa nu. Bărbați. Nu, Jason Momoa. Cu Putin așa și cu... cine? Putin. Cu VIP. Vladimir Important Putin. Putin. Nu știi? Ia uzi, mă, nici eu să nu știu. Să mergeți să vânați urși polari, cineva. Da, orice. Nu știu cu cine așa și să-mi bat picioarele. Nu, a? Orice, Cică. Jur că nu știu cu cine. Mergi la Kremlin, frumos. Bei cafeaua, cafeuța la Kremlin. Băi, bogății. De cine îmi plăcea mie? Din... Ție? Când era mic. Din România știu, dar din străinătate nu cred. Din România, cine îmi plăcea? Când erai copil, parcă îți plăcea, dar Adam sau nu mai știu cine. Lasă bă, că am prins Playboy-ul, aveam 12 ani și am lipit paginile între ele, ce n-ai mă. Lasă, de afară, stai să mă gândesc de afară. A, Ruby, da, Ruby am. Ruby, ia, bă, craj mare pe el. Așa. Ruby? Da, și mi-a fost ușine să te cunosc filmul ăla. Și i-a spus, am dat, bă, mi-a plăcut de tine. Da, am fost, am lucrat pe Ruby, dar așa, ciudat, dubios, dai seama. Ciudat, nu? Da, o apreciez foarte mult, suntem... amici, adică, na. Da. Și din afară zic că nu, eu din afară, nu am. Știu. Eu cu să știu că amândoi avem crush pe Ariana Grande, adică amândoi ne batem pe ea. Băi, e mișto Ariana Grande, dar... Ea nu ne știe pe noi și asta e acum. Da. Am auzit. O să vă știe. Se zvonea, ziceau băieții că ce că îi place viața. Bine, acum asta e bine. Dar cum îi place viața? Cum îi place la viața modul asta? Ăla, la modul, cum la modul fără filtre. A, da? Fără filtre, se spunea, dar nu știu. Nu bârfim-o pe Ariana, mai ce am văzut. Dar nu bârfesc, mă, nu poate. Hai, vreau să ne dea aici, știi? Da, ne dă comentariu negativ. E posibil. Da. E mișto Ariana, ok. Da, e mișto. Aș merge pe Ariana, ok. Ce ai prefera, să prezici viitorul sau să te întorci în trecut și să schimbi ceva? Eu n-aș schimba absolut nici am făcut, pentru că orice am făcut greșit sau bine, cumva m-am dus în punctul ăsta și sunt bine în momentul ăsta și nu cred că aș merge în trecut. Ei, deci, aș putea schimba ceva chestii. Și nu aș vrea nici să schimb, la modul ce era, să călătrești în trecut sau să prezici? Să prezici. Nu aș vrea să știu nici viitorul. Nu, nimic, adică vreau să fiu prezent. Încerc, adică încerc, dar nu prea reușesc, dar încerc să stau în prezent. Mi se pare aceeași chestie, dacă ești destul de isteț și schimbând trecutul și prezicând viitorul, poți să faci
același chestie. Fix același chestie. Da. Bine. Păi cumva trebuie să ai planuri de viitor, dar să nu, să știi exact ce se întâmplă, nu știu, cât o săptămână. Păi nu mai duce prea mult. Da, nu. Eu mai aș duce în trecut doar să pun niște bilete la Paidu. Ar fi viața boring. Aș face o grămadă de bani. Ar fi viața boring. Și mă și place. N-ar trebui să mai fac. Și la Loto, șete. Am avea să facem o parodie. Facem o parodie. Nu, ce prinde. Parodie, cât ne costă clipul ăsta? Păi 1000, scoatem bani ăștia din... Păi nu, că nu utilizăm. Hai că avem bani doar. Hai să facem ce vrem noi. Hai să mai știm. Asta e bună. Bă, dar chiar vă dă drumul. Ce ați prefera? Păi sunteți grei, bărbați. Așa. Suntem grei așa ca și personalitate nebună. Da, da. Așa. E grei. Să fiți părăsiți printr-un SMS sau în public? Ce înseamnă în public? Ce înseamnă în public? În fața prietenilor sau nu știu. Prefer SMS-ul, și nu de rușine, dar pentru că mi se pare că orice interacțiune între un bărbat și o femeie sau o relație trebuie să fie între el și ea. Asta se pune întrebarea da, că mai bine vezi, la femei, știi? Da, nu, dar oricum no. E cu skepsis. Eu am primit un mesaj de despărțire, mesaj, așa. Și nu mi-a plăcut, e că e... No, e dubios, te adică nervează, bă, te despați de la modul înainte cu câteva ori spui te iubești și după aia am trimis mesaj, bă, nu mai vreau să fim împreună și n-am dubat, tu-mi trimis mesaj. Așa nu te iubea, nu te iubea, da, da, știu, da, e ok. Stai, da, nu, e dubios întrebarea asta, e că nu știu ce aș vrea, clar, în public nu. Mie mi s-ar părea să vă că, băi, știi? Păi l-aș face. În public. Adică da, printr-un SMS înseamnă că nu ai. Bine, depinde de context. Că o, ne, domnule, ești bărbat? Vino, frate, în față și spune, dar mie mi se... A, păi da, una e în față, alta e în public. Mie mi se pare că... Da, sună întrebarea ca și cum o să fie penibilă situația. Așa sună întrebarea și de-aia am zis, bă, relația e un pic. Bă, e un pic penibil, dar aș prefera, sincer. O relație între doi oameni, între doi oameni. Decât SMS, încă ca de... SMS, mie mi se pare lașitate SMS. Dar și SMS. Chiar da. Bă, prefer să fim noi doi, gen, știi? E, da, la, și da, așa am răspuns, da, așa am răspuns. Vreau și eu un motiv, adică da. Tu primește să ești, bă, te iubesc, că ești frumoasă, ești da. Steapă, sau nu ești frumos, da. Țin la tine, ești un băiat bun, bla, 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 bla. Unele cu două ore spunea că îmi vorbesc și după aia că ne despățim. Bine ați venit la emisiunea noastră, frustrați în dragoste, avem aici. Mamă, că frustrați în dragoste. Adriana Rusu, Emi, Cucu și Andra Mihai. Frustrați în dragoste, îmi place. Noi putem să fim aici. Da, mă, lasă-ne. Da, nu, mie mi se pare că prin SMS poți să și întrebi după aia, poți să afli motive. Nu, ție oricum ție îți pare să trimiți mesaje, mie nu-mi place. Adică poți să curte discuția, nu înseamnă că hai pa, la mulțumim. Nu, dar asta nu-mi mie nu-mi plac mesajele, nu sunt prin SMS. Chestiile de relație nu mi se pare că trebuie să fie mai mulți oameni. E o relație între doi oameni și atât, nu în public. Nu în public. Bine, trebuia să fie întrebarea în față, live, știi? Față în față, da. Bine, altă întrebare. Altă întrebare. Altă întrebare, așa. Ce ați prefera, să vă treziți în mijlocul unui deșert sau unui ocean pe o barcă? Un ocean de ai fi. În ocean am fost în mijlocul oceanului. Am mers puțin, am mers vreo 3 km. Dar... Și a fost frumos, e mișto. Sunt fan apă, sunt ca o broască, nu sunt un foarte bun notător, dar îmi place să stau în apă. Dacă deci mă pun în apă, apă, în apă da, nu, clar. Mă pui în apă până aici, sunt aici, dar așa stau. Cum nu știi să noți? Nu, am spus că nu sunt un fan bun notător. N-am rezistență și nu mă duc eu pe la geam, am dus să mă întors pe scheme. Nu, nu mă nec. Dar aș prefera, m-aș simți mai safe pe nisip. Pe nisip? În deșert, chiar dacă nu suport căldura, dar de vreun beduin vreo cămilă, ceva, sub niște lapte. Nu, eu în ocean. Serios? Îmi place ocean. Chiar îmi place apa. Eu aș alege deșertul că nu știu să înot. Iubesc apa, nu, dar mă simt mai safe pe nisip. Am fost în Thailand, dar am sărit în mijlocul oceanului. Am adus și n-am întrebat. Deci eu aș fi direct în deșert, cu ulei de plajă pe mine. Știi? Nu. Ta-da. Mie îmi place căldura, dar nu atât de multe căldură. Aș muri de sete, aș muri în 10 minute. Deci aș vrea să fac plajă în continuu. Da, a fost puțin frustrată anul ăsta, Andra. Vara asta am făcut colaie. Ai făcut la cuptor? Ai fost la Năvodare, da. La cuptor ai făcut. La Năvodar. Dar cum mă, că s-a... Nu, am stat în București. Stai mă puțin că s-a... Hai că am stat mă la mare, doar că n-am stat la... S-a terminat că nu eram la filmări în Asia, stai puțin. Nu? Ce s-a terminat? Șef la cuțite? Da. Păi... Da mă, dar eu am filmat în... Dar noi am filmat în iarnă. Stai. Nu, s-a terminat, cred că pe televizor. Toate bune? Ați foarte prost. Eu credeam că n-ai mers pentru că ai fost la șef, asta s-a gândit el. Eu, în mintea mea, nevăzând sezonul, când mă uit la șef, nevăzând sezonul, mi se părea cum a fost și Cucu la mine toți, Nu, că se filmează mult. Știu, dar știu că se filmează în iarnă. Exact ca la Asia, se filmează mult mai... Ca la așa, exact. Ce ați prefera? Să fiți cei mai deștepți sau cei mai bogați? Bă, de prost încă nu sunt prost, adică dacă aș lua din punctul ăsta... E ori una, ori alta. Nu, trebuie să alegi. Deștept sau bogat? E un joc.
E un joc. Nu, 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 și cred că îmi plac banii, oricui îmi plac banii, dar vreau să fiu deștept. Adică mie îmi place, mi-ar plăcea când mă întâlnesc cu o persoană în numere what, din amândoi să pot să vorbesc mișto cu persoana aia și să fie degeaba am bani. Mai bine zi bai, oricum deșteptor cum ești, zi bai. Nu o să pot oamenii proști, dar cred că... Alege bani, da? Cred că banii te fac și deștept. Corect. Dar stai, nu înseamnă că să fii... Înseamnă că tot. Bine, bani, las, să fiu sincer, că așa era. Bani, bine, bani, mă, ceva bani. Ce ușor de influențat, nu mă, eu vreau să fiu deștept. Să fii invizibil sau să poți să zbori? Să răspund la Einstein. Eu fiind cook, să zbor, clar. Deja eu pot să zbor, dar clar, zburat. Îmi place să zbor. Aș vrea să fii invizibil. Chiar acum două săptămâni am pilot apreprinat. Stai, acum două săptămâni am pilotat, da, un avion. Cum a fost? Foarte mișto, adică eram ai un avion. Ai și sărit? Nu am sărit, doar am pilotat. Eram cu un avion de școală și la un moment dat capitanul gen a lăsat aia și a început să meargă avionul jos. A zis că dacă nu faci tu, nu treci tu de aia, o să picăm. Și m-a lăsat și am făcut și am pilotat vreo 25 de minute. Tare. Curajos. Și da, cred că ăsta e next step. O să. Și tu ce ai face dacă ai fi invizibil? Tot ce te-ai gândit tu când ai răspuns la întrebări, da. De multe, în da. Multe dăți, da. Ca oricare dintre noi, aș stocări ca un nenorocit, exact. Aș fura ca unul hoț, aș îmbogăți din bancă, aș lua de la băieții aia de fac bani mult spre spinarea noastră, de ne aruncă prin miliște și conduc de Robin Hood, așa. Să ia bani de la bogați, să dea la săraci. Dezburat sau făcut dispozitive, spui un... Da, corect, da, așa a fost. Nu mă, aș vrea să fie dezburat. Să poți dai din mâine, așa? Da. E și nebun. Lasă, fii invizibil. Trama, Batman. Dar chiar de Superman, de ce nu faci așa când zboară? De ce faci așa și nu faci așa? Pentru că omul evitează. Da. Nu mi se pare. Acum asta să mă uiți, mamă. Deci 28 de ani am trăit degeaba, să mă abicem. Nu, no, nu, no, nu. No. Chiar trebuie să invizibil. Fac așa, ca o bază. Este super erou. Superman. Da. Bă, tu cum ai face bani, mă, zburând? Doar din circ, ce ai face? Bani. Haide la circ să vedeți omul zburător. În loc să fii invizibil, păi te duci. El măcar zice fără. Opa, ai ciordit, asta e, pe ala, mulți ani sănătate. Bă, numai la bani te gândești, mă, să-mi dau pe toți. Da, mă, după o vârstă. Numai la bani, eu vreau bani fericire, gândești. Libertate. Acest hipster, acest suflet și spirit liber, nu ar vrea să-și sperie dușmanii. Să și-aș face... Uite așa. Poc! Și-aș face Uber în București, gen, unde să-i transport pe prin aer. Câți bani aș face? La dublu preț, nu 10 lei, 20 vezi, de lei. Mă? Bravo, asta e bună. Bravo, mă! Bravo. Bravo! Am gândit-o acum. Einstein, vezi? Nu vreau să facă bani, să exact. Fie deștept. A gândit-o. Delivery, da. Ia. Vreau să fie deștept, nu să facă bani. Bravo. Da. Zi, Adriana. Bravo, Einstein. Ce să mai zic? Ce lucru? M-au zăpăcit. Tu ce? Ai vrea să zbori sau să fii invizibilă? Invizibilă, direct. Tu? Anda? Invizibilă, direct. Doamne, ce aveți, mă, cu invizibilitatea asta? Dar sunt avioane pentru zbor. Invizibil. Și da, și stai două ore în aeroport și jet de la jet, cum îmi spune de... Măi, sunt atât de curioasă și atât îmi place să aflu lucruri și... Bârf, no, da. Bârfă, da. Din asta! Și ce fac cu oamenii? Bine, hai, vă pup, vină, hai, vină, cucule! Știți cum îmi se place bârfă, nu suport. E Wikipedia. Wikipedia. Google. Zi, da. Ce? Bună ziua! Google. Da, Google. Dacă Google. E ceva, sunt pe mine. Știam tot ce mișcă. Știa tot. Radio Șanț, cum se mai spune în popor. Tot. Îmi place bârfă de mor. Ce ați alege? Să fiți alergici la alcool sau la ciocolată? La ciocolată, că nu prea mănânc ciocolată. Nu, adică îmi place ciocolată, foarte, că am mâncat prea mult. Foarte, foarte greu, în schimb. Alcoolul îmi place. Voi alege să... Alcoolul este viața. Voi alege, viața e alcool. Voi alege alcoolul pe veci, așa că pot să mănânc și vanile și caramel. Nu, se poate. Ai, și okay. Fructe și... Da, găsești. A fost simplu asta, a fost cea mai simplă de toate. Cea mai simplă? Credeam că să fie din ce în ce mai greu. Ce ați alege? Să fiți singuri timp de un an sau să renunțați la Instagram sau YouTube? Ce înseamnă? Renunțăm definitiv sau un an? De tot. Timp de un an. Singur. Singur Instagram, pe YouTube. Ciao. Așa? Și tu vrei să rămâi singur? Bă, singur de tot. Bă, singur de tot? Adică fără numele de tine. Relație sau puznic? Puznic. Singur cu. Pa Instagram. Singur cu ăsta una, cineva, poate vine tot. Nu am niciodată, nu există să stau singur, eu cu mine, nu există așa ceva. De ce? Eu așa funcționez cu oameni lângă mine. Te nebunești?
Nu suport să stau singur. Mie îmi place uneori să stau singur. Deloc. Ok, o zi, două, dar nu una astăzi. Ne înțelegem foarte bine eu cu mine. Exact, dar că am vreo două, trei personalități, adică nu sunt singur. Mă și distrez cu mine, cad tot eu râd. Da, păi aia zic, da. Eu umblu prin casă, vorbesc în momentul ăla. Și voi m-am credeat că sunt un nebun. Eu vorbesc singur în casă în fiecare zi, vorbesc. Jur că vorbesc. De mică. Eu vorbeam pe stradă, și spun chestii, și l-am dat, a venit la mine acasă și auzea că vorbeam cu cineva și era vorbea la telefon, zic nu, că telefonul a cărcat. Să vezi ce nașpa e când vorbești pe stradă, nu-ți seama. Da. Sau când ce nașpa e când vorbești să cruci și răspunde, înțeles? Să vezi la lift, eu la lift tot timpul când, mă duc spre lift și tot timpul e cineva la lift, dar tot timpul când. Și Adriana face aceeași poveste. Și e momentul ăla când se uită, e cineva cu plasele în mână că vine de la cumpărături și eu stai, ce înseamnă Instagram și YouTube în țara lor astea? Stai puțin. Că sunt lucrurile astea, vezi? Stai. Nu, că tot înțelege, nu? Renunți. Ce înseamnă de renunț? De răpune ele, nu mai are acces la ele. Adică niciodată? În viață? Nu mă, timp de un an. A, păi atunci dacă e timp de un an, de asta am întrebat. Vezi, frate. Nu, vreau renunț la Instagram și la YouTube un an. Timp de un an, da. Mă, ți-am zis. Da, timp de un an, dar eu credeam că renunț pe viață. Nu, forever. Decât să stau un an singur, renunț pe viață la social media. Așa. Mamă, ăsta e și mai așa. Da. Înseamnă că tu ești atașat de oameni, nu? Da. Bă, și eu sunt atașat, nu pot să zic. Leu. Băi, băieți, mult zis leu. Super mult că. A, gata, pentru asta da! Am făcut noi sacrificiul de la pe ăla. Da, da. Ce ai nebunilor? Atât am vrea așa. Hai să vorbim despre zodii. Atât, da, da, atât. Nu vreau să vorbesc despre zodii. Mă, ce zodii sunt? Vărsător și săgetător. Ma, sagitar. La ea știam că săgetător, la tine știam. A fost ziua ta sau urmează? Da, a spus că e pe 13. A spus acum că merg în... 14 decembrie. Atât de puțin am filmat. Asta e. Care puțin, de mă, că stăm de 3 ore aici. De 3 ore stau? Da. Mai avea, îmi plăcea. Câte ceas? Hai, fetele, dați vine domnul. Gabi, vine Gabi. Dați domnul la outro, că vine Găbiță. Vine Găbiță, mă. Mulțumim din suflet că ați venit. Cu drag. Mulțumim și noi. Ne vedem, ne auzim. Mai ne vedem, mai vă mai așteptăm. Mai gătim? Vă mai așteptăm. Mai venim așa, dacă mai gătiți, mai venim, ce dacă vorba aia. Da? Da. Da, poate facem o adunare pe la casele unora. Care e tare casa mai mare vorba. Noi mai făceam asta acum vreo 2 ani, aveam o perioadă înainte de pandemie, eram o gașcă de maxim 7-8 oameni. Cigașcă faină. Cigașcă faină era. Și mergeam bala mine acasă, bala Emi, bala. Și fiecare care era gazda trebuia să-i cumpere chestii și să gătească. Da, foarte tare. Bine, Emi a fost cel mai deștept. El când a trebuit să gătească el acasă, a venit la mine acasă. Și a pus-o pe fosta mea iubită să gătească în locul lui și el doar mergea și era acolo. Ah, era șef el. Era da, șef. Da, nu m-a gustat, am făcut să gătească, am făcut un aperitiv. Da, da. De n-am mai avut nevoie de main. M-am dus, am găsit șorici. Șorici, chestii. Toate chestiile. Și la main am făcut carne la garniță. Da. Vezi că am făcut și eu acum câteva zile tot așa un platou cu șuncă, cu ceapă, cu șorici, cu brânză de burduf, cu măsline, cu așa. Hai, dar nu mai zic. Tochitură cu mămăligă, cu brânză, cu mușchi. Bine, gata, da, da. Da, 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 da. Andra, vrei să fim prieteni buni în viața asta. Normal. Hai. Hai. Pa. V-am pupat, ne vedem la next time. Eu să vă rugăm frumos să nu. Să dați subscribe, să apăsați pe clopoțel, să una altă, să dați share, că ajută mult. Comentarii. Și nu uitați să o luați pe Adriana de nevastă. Da, stai că trebuie să treacă testele. Stai, să treacă testele. Testele aia. Asta e de fapt problema, am înțeles. Ok. Hai, cucule, să mergem, că după aia nu mai scăpăm. Vă pupăm. Hai. Pa, ceau. Ceau.